Ne ridicăm în dimineața aceasta să citim din Scripturi. Deschidem din nou la Cartea Evrei. Capitolul 11 este capitolul credinței. Aici găsim cea mai bună definiție pentru credință și găsim galeria eroilor credinței. Spuneam și data trecută că lumea se împarte în două categorii. Oameni care ocupă și intră în galeria eroilor credinței, să din nefericire mai există o galerie, galeria rușinii a oamenilor care s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și au sfârșit într-un mod rușinos viața. În dimineața aceasta continuăm acest studiu din Cartea Evrei și citim versetul 7, capitolul 11. Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucrurile care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-și scape casa. Prin ea, el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii, care se capătă prin credință. Amin. Vă invit cu respect să vă așezați în prezența Domnului. Dragilor, am început cu Abel. Abel deschide galeria. Abel este primul erou al credinței despre care Scriptura vorbește și am învățat de la Abel cât de important este să ai aprobare divină peste caracter, peste conduită, peste slujirea ta. În contrast cu Abel a fost Cain, care a avut caracteristicile celui rău. Dumnezeu nu l-a aprobat în închinarea lui, nu i-a primit jertfa, pentru că avea acea sămânță de ucidere în el. Cain a fost un criminal, a fost primul criminal din istoria consemnată și pe de altă parte Cain a fost un mincinos pe care Dumnezeu l-a deconspirat. Chiar și atunci când Dumnezeu l-a chemat la dialog, Cain a avut pretenția să-l mintă pe Dumnezeu în față. Apoi am mers mai departe și am vorbit despre Enoch și despre cum putem să umblăm cu Dumnezeu într-o lume căzută. Enoch a fost întâi de toate patriarh, al șaptelea patriarh de la Adam, a fost părinte bun și am fost îndemnați în dimineața aceasta să ne întoarcem în cadrul familiei, pentru că vom învăța și de la Noe că uneori tindem să evangelizăm pe alții și pierdem în cadrul familiilor noastre. Suntem concentrați să câștigăm lumea și pierdem membrii din familiile noastre. Noe a știut unde să evangelizeze. A construit nu doar o corabie, a construit și un caracter și o viață de familie extraordinară, pentru că a reușit să-și salveze familia. A fost un părinte bun, a fost un profet autentic, Enoch, pentru că a profețit. Găsim două profeții consemnate. Întâi de toate atunci când l-a numit pe fiul lui Metusala, el are parte de convertire, devine responsabil în cadrul familiei și responsabil în relația cu Dumnezeu. Atunci se convertește când Metusala apare în orizont. Metusala înseamnă când va muri el, va veni judecata lui Dumnezeu. Metusala a murit exact în anul în care a început potopul pe pământ. Și a doua profeție pe care o găsim rostită de către Enoch, o găsim în epistola lui Iuda. Iuda vorbește despre Enoch și spune că pentru ei a prorocit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam. Prorocia aceasta este încă un avertisment și pentru generația actuală. Apoi, dragilor, am spus că a fost și prototipul bisericii, pentru că este primul om de pe pământ care nu moare. N-a murit până în prezent. Deci Enoch n-a murit, este prototipul bisericii, pentru că biserica lui Hristos va fi răpită la cer. Știți că m-am uitat în text și în text spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii l-au căutat pe Enoch, cei din generația lui l-au căutat, s-au dus acasă la el, au întrebat rude, neamuri, prieteni, bă, unde Enoch? Ce s-a întâmplat cu el? Așa se va întâmpla și când va pleca biserica de pe pământ, vor fi vecini de-ai noștri, vor fi oameni, vor fi prieteni, din nefericire, probabil vor fi și membrii din familie care se vor întreba unde sunt aceștia. Au întrebat unde este Enoch, nu l-au mai găsit. Dragilor, tragem o concluzie în dimineața aceasta. Există un proverb care spune: cine râde la urmă râde mai bine. Eu vă spun că cine râde
la urmă plânge. Cine râde în hohote, astăzi va plânge în zgomote într-o zi, pentru că va fi tragic pentru toți cei care vor rămâne pe pământ. Apoi am spus că cine umblă cu Dumnezeu, întâi de toate umblă pe aceeași cale cu Dumnezeu. Nu putem să umblăm pe căi diferite. În toate religiile existente există un singur mântuitor, un singur salvator și o singură cale, Iisus Hristos. Cine umblă cu Dumnezeu într-o lume căzută, umblă în același rit, pentru că acolo se leagă părtășia adevărată. Să știți că și în domeniul familiei pierdem foarte mult, pentru că avem activități, unele dintre ele foarte importante, dar am uitat să ne apropiem unii de alții. Soț de soție, părinți de copii, și acolo se produce o ruptură cumplită. Am venit înaintea dumneavoastră cu ilustrația aceea când cel care voia să divorțeze de soția lui, fiind îndemnat de soție înainte să divorțeze, să se reîntoarcă la dragostea din tâi, la faptele dragostei din tâi, atunci când o lua în brațe în fiecare seară, când se apropia unul de celălalt. În același rit cu Dumnezeu înseamnă părtășie, înseamnă comuniune, înseamnă intimitate, înseamnă legătură profundă și desăvârșită. Și apoi, de la Enoch am învățat, dragilor, că cine umblă cu Dumnezeu merge spre aceeași destinație. Nu putem să mergem spre destinații opuse pe aceeași cale. Într-o zi, drumurile noastre se vor separa. Biserica merge pe aceeași cale, în același rit și spre aceeași destinație. Cine umblă cu Dumnezeu va moșteni împreună cu Dumnezeu. În dimineața aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom vorbi despre Noe, probabil unul dintre cele mai cunoscute personaje din Scriptură. Și de ce spun asta? Pentru că povestea aceasta cu corabia a devenit foarte cunoscută, mai ales în mediul școlilor duminicale. Copiii sunt fascinați de animalele care intră în corabie atrase de Dumnezeu. Să știți că săptămâna aceasta am păcătuit și mă mărturisesc înaintea dumneavoastră, m-am mărturisit și la rugăciune. Printre păcatele pe care le-am făcut săptămâna aceasta e că m-am uitat la o parte din filmul Noe, regizat la Hollywood, și am văzut că este o catastrofă de film. Din nefericire, m-am mai și certat soția că i-am lăsat un pic pe copii să se uite la Noe. Acest film care nu are deloc substanță și nu are deloc ancorare în cuvântul lui Dumnezeu, niște aberații, deci nu se merită să-l urmați. Aseară, copiii, Gloria ne-a zis: tati, hai să ne uităm la Cartea Cărților, că sigur o să fie mai frumos. Și Cartea Cărților chiar a fost, episodul cu noi a fost extraordinar de frumos. Dragilor, să știți că oamenii dezvoltă astfel de proiecte și în zilele noastre. Arca lui Noe a fost un proiect de salvare. Există în prezent un proiect de genul acesta în Svalbard, Norvegia, un proiect care găzduiește ceva care ar putea ajuta la salvarea lumii în urma catastrofei ecologice. Oamenii se tem de un al treilea război mondial, de conflagrații, de bombe atomice. Dacă oamenii aceștia care conduc lumea nu mai reușesc să gândească logic și aruncă pământul acesta în aer, pentru că există armament de război, există arme nucleare care ar putea să distrugă pământul în totalitate, și oamenii aceștia din Norvegia au dezvoltat, au construit un bunker în această localitate, în adânc, acolo unde au depozitat foarte multe semințe. Este ca un loc sfânt, spune Coach, Michael Coach, de la Crop Trust. Acest seif este construit pentru ca omenirea să poată supraviețui. De fiecare dată când vin aici, simt că sunt într-o catedrală. Acesta este un loc pentru a face o pauză și pentru a gândi. Este un loc unic, un loc foarte important pentru umanitate. La capătul tunelului, o ușă din metal greu strălucește sub un strat de gheață. Pe de altă parte, cheia mântuirii omenirii într-o lume post-apocaliptică se găsește acolo, spun ei. Aceasta este polița noastră de asigurare. 837.931 de mostre, aproximativ 556 de milioane de semințe sunt stocate acolo la o temperatură constantă de minus 18 grade pentru a preveni degradarea acestora. Oamenii caută să găsească soluții pentru continuarea vieții noastre
pe pământ. Eu zic că e bine să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu, pentru că aici găsim soluțiile concrete. Până la urmă, să știți că oricât de puternice și de consolidate vor fi buncărele, vreau să vă spun că pământul, cu tot ce este pe el, va arde în întregime. Așa că va ajunge focul exact chiar și în cele mai dezvoltate ascunzători ale oamenilor. Domnul Iisus Hristos, să știți că vorbește despre Noe, despre generația lui Noe, făcând aluzie și la generația în care suntem noi astăzi. Domnul Iisus Hristos ne învață că în zilele de dinainte de răpire și necaz, sau că zilele de dinainte și de răpire și de necaz vor fi asemenea zilelor din vremea lui Noe. Dragilor, credeți că există vreo asemănare între generația aceasta și generația lui Noe? Cu ajutorul lui Dumnezeu, în dimineața aceasta, să știți că vom găsi cel puțin 7 asemănări și voi trece cât se poate de repede peste ele. 7 forme de paralelisme între generația de atunci și generația actuală. Întâi de toate, prima mare asemănare, dragilor, să știți că este înmulțirea oamenilor. Înmulțirea oamenilor, explozia populării. Spune în cartea Geneza cuvântului Dumnezeu, capitolul 6 cu versetul 1, când au început oamenii să se înmulțească pe fața pământului, li s-au născut fete și atunci răul a luat amploare. Să știți că nu este nimic rău în procesul acesta de creștere a populației. Dumnezeu a spus ca oamenii să fie roditori și să se înmulțească pe pământ. Însă, din nefericire, să știți că pe măsură ce populația crește, cresc și problemele lumii și crește în mod activ răutatea lumii. În anul 1900 în lume erau aproximativ 1 miliard de oameni. 75 de ani mai târziu, în 1975, am ajuns la 3 miliarde de oameni. În 2010, 35 de ani mai târziu, am dublat populația cu peste 7 miliarde. Anul trecut, pe 15 noiembrie, populația planetei a depășit 8 miliarde de oameni. Dragilor, suntem chiar prima generație din zilele lui Noe care a experimentat o așa de mare explozie a populației. Nici o altă generație de pe pământ n-a experimentat o așa de mare explozie. În 1900 erau 1 miliard de oameni, acum în 2023 deja am depășit numărul de 8 miliarde de oameni. Deci prima asemănare, primul paralelism între generația noastră și generația lui Noe este faptul că s-a dezvoltat, a crescut foarte mult populația pe pământ. Dragilor, haideți să vedem în dimineața aceasta care sunt cauzele pentru creșterea populației. Să știți că populația în mod activ crește în momentul în care rata nașterii este mai mare decât rata mortalității, și dacă o să vă uitați pe statistici în mod real, o să vedeți că rata nașterii este mai mare decât rata mortalității. Rata actuală de creștere a populației mondiale este de aproximativ 1,7% pe an. Cu alte cuvinte, pentru fiecare 100 de milioane de oameni se adaugă 1,7 milioane în fiecare an. Să știți că oamenii spun, dincolo de faptul că rata nașterilor este mai mare decât rata mortalității, că și medicina contribuie la creșterea populației, însă nu este adevărat. Medicina, sigur, că are un aport fantastic și ea intervine acolo unde sunt anumite limitări în viața oamenilor, însă cei mai mulți copii se nasc în mediile sărace, nu în mediile dezvoltate. Deci nu acolo unde știința a luat amploare. Cei mai mulți copii se nasc în mediile sărace. Ce vreau să scot în evidență cu lucrul acesta, dragilor, este faptul că în vremea lui Noe populația a crescut foarte mult. Și odată cu populația care a crescut, a crescut și corupția și răul de pe pământ. În mod vizibil a crescut răul de pe pământ, ca și în zilele noastre. Spuneam data trecută că după cea mai simplă statistică la potop ar fi trebuit să fie pe pământ undeva la 235 de milioane de oameni. 235 de milioane de oameni. Să, dragilor, vedeți, oamenii aceștia, după cum vorbește Domnul Iisus Hristos, în cea mai mare parte dintre ei, Domnul Iisus spune că erau preocupați, aveau preocupări materiale, erau materialiști.
erau consumeriști, erau oameni care se gândeau mai mult la viața de pe pământ. Astăzi suntem peste 8 miliarde de oameni pe pământ și aceasta este prima asemănare, primul paralelism în mulțirea oamenilor, explozia populării. Ce trebuie să înțelegem noi din lucrul acesta? Este că răutatea a crescut considerabil pe pământul în care ne aflăm prin înmulțirea oamenilor. De ce? Pentru că cei mai mulți oameni, cei mai mulți copii se nasc în mediile cele mai sărace, în lumea a treia, așa cum spuneam mai devreme, în mediile religioase extremiste și cred că sunteți destul de maturi ca să înțelegeți, iar ceilalți copii care, în ciuda faptului că provin din familii de credincioși, se nasc în societăți ateiste, progresiste, politeiste. Dragilor, răutatea va crește considerabil pentru că odată cu venirea lor în lume există o mulțime de oameni pregătiți să-i formeze în vederea distrugerii, a corupției, a implementării unor ideologii care să le distrugă identitatea, să le distrugă relația cu Dumnezeu. Din nefericire, există programe care se îndreaptă spre mintea și inima copiilor să-i distrugă. Să ridice generații de copii care atunci când vor deveni adulți, maturi, să nu aibă conștiință, să nu aibă credință, să nu aibă conduită și lumea să se distrugă sub ochii noștri. Pe de altă parte, dragilor, oamenii, cum spuneam, vor fi educați în spiritul ateist, materialist, vor avea aceleași preocupări materiale ca și generația din vremea lui Noe. Se vor mărita, se vor însura, vor bea și vor mânca. Vom explica ce înseamnă lucrul acesta, că până la urmă nu e nimic rău să te însori, să te măriți, să trăiești o viață. Pare că nu e nimic grav în toate acestea, dar vom învăța pe parcurs ce înseamnă lucrul acesta. Pe de altă parte, deci prima asemănare, primul paralelism este acesta, creșterea, înmulțirea populației pe pământ. Sunt două lucruri foarte asemănătoare. Nici o altă generație din istoria consemnată n-a experimentat o creștere atât de mare și de vizibilă ca și generația noastră. Am depășit numărul de 8 miliarde, dragilor, și să fim conștienți, pentru că este foarte important să ne luăm rolul în serios. Ce mai înțelegem din lucrul acesta? Că e o oportunitate deosebită pentru poporul lui Dumnezeu. Pentru că Biblia spune, chiar și în vremea Domnului nostru Iisus Hristos, că secerișul este mare, dar lucrătorii sunt. Așa că Biserica lui Hristos, să ne ridicăm și să trecem la treabă. Secerișul este mare. 8 miliarde de oameni așteaptă Evanghelia lui Hristos. Și cineva trebuie să se ridice și să o proclame în numele lui Iisus. Și acei cineva suntem noi aici. A doua mare asemănare dintre generația noastră și generația lui Noe este următoarea. Corupția morală la orice nivel. Corupția morală la orice nivel. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate, țineți minte ce vă spun în dimineața aceasta, că toate întocmirile gândurilor din inima omului erau îndreptate în fiecare zi. Fără pauză, în fiecare zi, numai spre rău. Dragilor, să știți că povestea lui Noe implică nu una, ci două inundații. Lumea din zilele lui Noe era inundată în rău, era inundată în corupție. Biblia spune că toate întocmirile gândurilor erau corupte. Erau sub incidența distrugerii și a morții. Toate, nici măcar un gând care circula în mintea lor nu era un gând sfânt, un gând curat, un gând nobil. Biblia, dacă spune că toate gândurile erau necurate, erau corupte, înseamnă că toate, fără excepție, oamenii erau dominați în totalitate de păcat. Erau dominați în totalitate de păcat, de nelegiuire și fabricau noi forme de răutate, de păcătuire, de nelegiuire. Potrivit lui Enoch, și spuneam data trecută, ei erau oamenii nelegiuiți, odată, care săvârșeau fapte nelegiuite, a doua oară, în moduri nelegiuite, a treia oară, și rosteau cuvinte nelegiuite împotriva lui Dumnezeu. Adică ce făceau? Ăștia îl înjurau în față pe Dumnezeu. Ăștia îl blestemau în față pe Dumnezeu. Ăștia, iertați-mi vorba aceasta, vorbeau într-un limbaj execrabil, mizerabil cu Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului că rosteau cuvinte nelegiuite împotriva lui Dumnezeu. Deci într-un singur verset, Dumnezeu vorbește și spune că lumea era profund coruptă. Dragilor,
Erau corupți, erau plini de violență. Dacă vreți, acolo se manifesta sămânța lui Satan. Oamenii erau respingători, căzuți, înșelători și distrugători. Și oamenii aceștia dominau lumea din păcat. Pavel spune pentru vremurile acestea că oamenii au ajuns plini. Dar din nefericire, nu de bunătate. Au ajuns plini, adică în totalitate dedicați răului. Și nu doar plini, nu doar în totalitate dedicați, ci plini, adică cu surplus, plini de orice fel de nelegiuire. Plini de orice fel de nelegiuire, orice formă de corupție. Spuneam zilele trecute că Biblia ne îndeamnă întotdeauna să ne dedicăm lui Dumnezeu 100%. Și ascultați-mă, cine nu este dedicat 100% lui Dumnezeu, nu va avea mari reușite în viața spirituală. Dumnezeu ne cheamă la dedicare totală. Dar pe lângă faptul că ne cheamă la dedicare totală, Dumnezeu ne cheamă să fim și plini de Duhul Sfânt. Plini de Duhul Sfânt. Asta ne îndeamnă Scriptura, că dacă nu suntem plini de Duhul Sfânt, vom fi plini de orice altceva. Oamenii aceștia erau plini de nelegiuire din păcate. Dragilor, precum Dumnezeu ne vrea pentru el plin și diavolul ne vrea pentru el plin de nelegiuire. Domnul Iisus Hristos a spus că din pricina fără de legii, în vremurile din urmă, dragostea celor mai mulți se va răci, va exista corupție morală chiar și în biserici, sau mai ales în biserici. Știați că au fost doar generații de la, au fost doar 10 generații de la Adam până la Noe? Și vreau să vă gândiți că în decursul acestor 10 generații, lumea s-a stricat în totalitate. Doar 10 generații până când Creatorul s-a îndreptat cu mânie împotriva creației sale și a trebuit să intervină cu o formă aspră de judecată. Marea majoritate a oamenilor au știut că Noe a construit o corabie în vremea aceea. Ceea ce n-au știut oamenii e că Noe a construit și un caracter evlavios și o familie evlavioasă. Și cât de important este lucrul acesta. Dacă nu ar fi fost familia lui evlavioasă, familia lui Noe, să știți că Avram nu s-ar fi născut și fără Avram nu ar fi existat o națiune evreiască, Biblia și Mântuitorul. Cât de important este să fim neprihăniți într-o lume nelegiuită. Deci a doua asemănare este corupția morală la orice nivel. Și dacă veți deschide scripturile, veți constata că lumea din zilele noastre este coruptă din punct de vedere moral la toate nivelurile. Oamenii nu mai pot să gândească lucid în aspectul familiei, bărbați și femei dominați de plăceri deviante. În cadrul societății, oamenii au comportamente deviante, corupția este la toate nivelurile. Oameni care nu mai pot să gândească nobil, nu mai pot să gândească curat, nu mai pot să gândească binele, fabrică răul în mod intens în conștiința lor. Conștiința lor a devenit o fabrică de distrugere, de noi forme de păcătuire groasnice și grosolane. Al treilea lucru pe care îl găsim în asemănare cu generația noastră, dragilor, este violența. Violența. Domnul Hristos a spus, să știți că în vremurile din urmă sau vremurile din urmă vor fi exact ca și vremurile din generația lui Noe, unde violența a luat amploare. Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, spune cuvântul Domnului. Pământul era plin de silnicie, era plin de violență. La asta se referă cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură, 235 de milioane, și aceasta este cea mai simplă statistică, deci oamenii aceia au fost stricați în totalitate. Dumnezeu s-a uitat și nu a venit să creadă în ce condiții a ajuns omul. Dragilor, dacă deschidem cărțile de istorie, vom citi despre perioade cu mari pierderi de vieți omenești care au îndurat de-a lungul timpului întreaga lume, mai ales în războaie. Însă durerea, frica, incertitudinea, traumele au marcat viețile oamenilor nu doar în timpul războaielor, ci și în vreme de pace. Putem vorbi despre violență între copii. Ați văzut câte violenți sunt pentru că se nasc într-o generație violentă, o generație care îi provoacă să fie agitați, să fie revoltați. Putem vorbi despre violență în relațiile dintre adolescenți. Un adolescent de 16 ani și-a înjunghiat profesoara la școală.
O societate, o lume plină de violență, tinere care se bat, se păruiesc, se înjură, își trag picioare, ceilalți aplaudă când văd astfel de lucruri. Tot mai des vedem la știri elevi care își distrug viața și manifestă o violență ieșită din comun. Există două episoade în viața mea pe care nu le pot uita și aceste episoade caracterizează voința și conștiința oamenilor care ne înconjoară. Lumea este plină de violență, dragilor. Eram copil și în zona muncitoresc din Reșița, un tânăr teribilist cu foarte mulți bani, care provenea dintr-o familie bogată, tatălui cu relații, un om cu potențial financiar. Tânărul acesta avea o mașină extraordinar de frumoasă, umbla întotdeauna cu muzica dată la maxim să demonstreze tuturor cine este el. Și într-un moment de neatenție a dat peste o femeie de etnie romă pe trecerea de pietoni, a accidentat-o foarte grav. Femeia respectivă era însărcinată și în momentul în care a venit poliția, el a ieșit din mașină pentru că s-a temut să părăsească mașina pentru că acolo erau deja oameni agitați. În fața tuturor, după ce a accidentat pe trecerea de pietoni o femeie care era însărcinată și a pierdut sarcina pe loc, tânărul acesta teribilist s-a uitat la ea și cu o cruzime demonică a zis: foarte bine că i-a murit copilul, că ăștia oricum sunt mulți. Ce ați fi făcut dumneavoastră în momentele respective? În fața blocului meu, o mașină a dat peste o tânără, peste o fetiță, nu o tânără. În blocul noi stătea un procuror. Procurorul respectiv venea de la serviciu și a asistat la accidentul respectiv. După ce copila aceasta care a fost lovită, noi ne-am strâns toți acolo să o vedem, făcea parte dintr-o familie de pocăiți. Și procurorul respectiv, uitându-se acolo, știți ce a zis? Exact ce a zis tânărul teribilist: mai bine murea, că oricum sunt mulți și aceștia. Un procuror a trebuit oricum să se mute din bloc, pentru că acolo au fost și mulți nepocăiți în zona respectivă și nu a mai avut șanse, cu toate că a fost procuror. S-a simțit în nesiguranță și bine a făcut că s-a dus de acolo. Dragilor, uitați-vă ce se întâmplă în lumea aceasta. Putem vorbi despre violență domestică și apoi să continuăm cu războaie cumplite. Peste 500 de mii de oameni au murit în Ucraina și dați-mi voie să vă spun că în urma atacurilor de ieri din Israel, care au continuat, sunt deja peste 300 de morți și 1500 de răniți. Și încă se caută. Câtă violență! Au intrat în case peste bărbați, peste femei, i-au luat ostatici și pe alții i-au ucis cu sânge rece. Violența crescută la intensitate maximă în generația noastră, în asemănare cu generația lui Noe. Al patrulea lucru: expansiunea artelor și a industriei. Spune cuvântul lui Dumnezeu că după ce Cain a fost reprobat de Dumnezeu, el a plecat și a dezvoltat o civilizație. Și culmea tupeului, pe lângă faptul că a știut că nu este aprobat de Dumnezeu, în cadrul acelei civilizații a dezvoltat și o formă de religie. Dacă astfel de oameni au curajul necesar să se ducă la toate extremele. Însă acolo, dragilor, să știți că acest om care a fost dezaprobat de Dumnezeu, Cain, a construit primul oraș și a strâns pe oameni în societate sub semnul binefacerilor, bogăției, industriei, artei și plăcerilor. Găsim asta în Geneza, capitolul 4. Acest oraș, cum spuneam, a avut, desigur, și propria religie. Aici apar pentru prima dată alăuta și cavalul și uneltele de bronz și de fier. Cei care au creat scenariul acesta de la Hollywood cu Noe, m-am uitat un pic și am văzut că oamenii aveau deja arme de război pe care le-au folosit împotriva lui Noe și a corăbiei sale. Acolo Noe se luptă, ucide și el oameni, copiii lui, de asemenea, o harabă bură, nu merită să vă pierdeți timpul. Deci a patra asemănare, dragilor, este expansiunea artelor, care crește într-un mod corupt sub ochii noștri, că oamenii nu mai fac artă. O formă de artă am găsit-o în Viena, când o mulțime de tineri goi, bărbați și femei,
dansau în fața primăriei și aceasta este o formă de artă. Am avut și în București, în sectorul 1, la un moment dat o expoziție de artă cu tot felul de chipuri demonice, drăcești. Oamenii se duceau să se bucure de lucrurile acestea. Alte forme de prezentări de artă, le-ați văzut și dumneavoastră, îngrozitoare, nici nu vreau să vorbesc despre ele, inclusiv cu Domnul Hristos batjocorit pe cruce. Aceasta este lumea în care trăim, dragilor. Mergem mai departe în dimineața aceasta și vorbim despre a cincea asemănare. Și aici să fiți foarte atenți, că Dumnezeu nu s-a mâniat foarte tare pe oamenii aceștia că au ajuns neapărat la un nivel de corupție. Că se căsătoreau și că mâncau și că beau. Nu aceasta era problema capitală. Crescuse violența, că aceasta este o problemă care generează rău și ucidere în masă. Însă faptul că generația aceasta lui Enoch, ca și generația noastră, era indiferentă. Era indiferentă, dragilor, era indiferentă. Adică lipsa mustrării de conștiință chiar și în cazul crimelor. Și dacă ne uităm în Geneza capitolul 4, cazul lui Cain și cazul lui Lamech, cântul lui Lamech era o cântare sălbatică spre cinstirea lui Lamech, un erou al deșertului, prezentat aici ca o mărturie a violenței crescânde printre urmașii lui Cain. Și spuneam mai devreme despre lucrul acesta. Să știți, dragilor, că Domnul Iisus Hristos nu va judeca în mod absolut oamenii pentru că au devenit corupți, ci va judeca oamenii pentru că în ciuda corupției, în ciuda violenței, în ciuda stricăciunii cumplite, au fost indiferenți față de moartea Domnului nostru Iisus Hristos. Și ascultați ce vă spun acum. Dumnezeu nu va judeca pe cineva că a fost homosexual. Dumnezeu va judeca pe cineva care a fost homosexual și a respins chemarea crucii lui Hristos. Pentru că citeam în epistole, Pavel vorbind despre oamenii aceștia în cadrul credincioșilor le-a zis: așa ați fost unii dintre voi. Cum? Hoți, tâlhari, oameni corupți din toate punctele de vedere, homosexuali, dar ați fost curățiți prin sângele lui Iisus Hristos. O generație indiferentă față de moartea, crucificarea Domnului nostru Iisus Hristos. Aceasta este asemănarea cumplită. Oamenii indiferenți nu interesează că mor, ei să bea, să mănânce și să se distreze, ambiții materiale, consumerism, materialism. Dragilor, în ciuda creșterii criminalității, oamenii aveau aceste preocupări. Hai să bem și să mâncăm. Spuneam eu deseori despre amicul meu care zice: hai să bem și să mâncăm, dacă murim, să murim sătui. Să vă dau câteva statistici, să vedeți indiferența oamenilor și formele cumplite de ucidere. În războiul de independență au murit 4.300 de români. În primul război mondial au murit 1.125.000 de români. În primul război. În al doilea război mondial au murit 833.000 de români. Și acum fiți atenți. Între anii 1958 și 2020 au fost avortați 23 de milioane de copii. Și aceasta este o formă de ucidere cumplită și o formă de indiferență față de specia umană, față de om. 22 de milioane de copii uciși cu bestialitate de oameni care au știința, care au înțelepciunea, care au pregătirea necesară. Asemănări cumplite între noi și generația lui Noe. Metusala a fost bunicul lui Noe, iar Noe ar fi putut să știe că atunci când a murit, nimic nu l-a împiedicat pe Dumnezeu ca judecata să cadă asupra lumii rea. Timp de peste un secol, Noe avertizase oamenii cu privire la judecata viitoare, dar numai familia lui l-a crezut și numai familia lui a avut încredere în el. Vedeți, dragilor, Domnul Iisus Hristos vine și spune: din cauza înmulțirii fără de legii, a răutății, dragostea celor mai mulți se va răci. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Indiferență. Indiferență.
Deci vorbim despre indiferență în fiecare zi. Ziarele noastre sunt pline de povești despre crimă, despre viol, despre agresiune și abuz de orice fel. Apostolul Pavel a oferit de asemenea o descriere detaliată despre cum va fi omul în zilele dinaintea întoarcerii Domnului nostru Iisus Hristos. Și Pavel spune în felul următor: vor fi vremuri groasnice, cumplite. Și să știți că am mai spus lucrul acesta, dar îl repet, că e bine să ne aducem aminte. Deci termenul folosit aici de Apostolul Pavel a fost termenul folosit de către Domnul Iisus Hristos când l-a găsit sau i-a găsit pe îndrăciții din Gadara. Spune cuvântul lui Dumnezeu că îndrăcitul din Gadara a fost într-o stare cumplită, adică sub influență demonică, umbla prin cimitir, avea puteri supranaturale și era distrus în totalitate. Apostolul Pavel folosește același termen aici despre starea cumplită a omenirii. Și Apostolul Pavel, el spune în felul următor, că lumea noastră nu va deveni mai bună, ci lumea noastră va deveni mai rea. Oamenii vor fi iubitori de sine, spune Apostolul Pavel. Se vor iubi pe ei înșiși și de aici toate multe afecțiuni, credeți-mă, foarte multe. Obsesia asta, forma asta de a fi obsedat de sine, uitați-vă că oamenii investesc cei mai mulți bani în ei, să arate cât mai strălucitori. Iubitori de bani, lăudăroși, mândri, abuzivi, neascultători de părinți, nerecunoscători, nesfinți, fără dragoste, neiertători, defăimători, fără stăpânire de sine, brutali, neiubitori de bine, nerăbdători, îngânfați, iubitori mai degrabă de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar negând puterea ei. Spune Pavel să nu ai nimic de a face cu oamenii aceștia. Căci în zilele dinaintea potopului, oamenii mâncau și beau, se căsătoreau și se măritau, se însurau, până în ziua în care Noe a intrat în corabie. Dragilor, vreau să vă spun clar că Domnul Iisus Hristos spune aici că până în ziua judecății, exact ca în generația lui Noe, oamenii vor fi indiferenți. Și judecata lui Dumnezeu, din nefericire, îi va lua prin surprindere. Generația lui Noe nu avea idee despre ceea ce i-a lovit când a venit judecata. Întrebarea este următoare: au fost avertizați oamenii? Au fost avertizați. S-au pregătit? Nu s-au pregătit. Și astfel, să știți că aceste cuvinte sunt adresate și generației noastre. Tot Domnul Iisus Hristos în Luca spune astfel: fiți atenți, vegheați, fiți pregătiți. Astfel, inimile voastre se vor îngreuna de risipire, de beție și de îngrijorările vieții. Veți fi indiferenți față de chemarea lui Dumnezeu, față de crucea lui Hristos, și ziua aceea va veni asupra voastră pe neașteptate, ca o cursă, ca un laț. Pentru că ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe fața întregului pământ. Fii mereu în veghe, spune Domnul Hristos. Mereu roagă-te înaintea lui Dumnezeu ca să poți scăpa de tot ceea ce urmează să se întâmple și apoi să poți sta în picioare în fața Fiului Omului. Dragilor, lumea este complet nepregătită pentru judecata viitoare. Acum mă apropii de final, invit pe Gianina să vină la pian, pentru că urmează să mai spun și să mai vorbesc despre ultimele două asemănări. A șasea asemănare este numărul mic al adevăraților credincioși. Numărul mic al adevăraților credincioși. Dar Noe, spune Scriptura, a căpătat milă înaintea Domnului. Iată care sunt urmașii lui Noe. Noe era un om neprihănit, adică drept și integru, și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu, Noe a născut trei fii, Sem, Ham și Iafet. Și apoi cuvântul lui Dumnezeu spune: dacă n-a cruțat el lumea veche, ci a scăpat pe noi acest propovăduitor al neprihănirii, împreună cu alți 7 inși. De aici deducem că au fost doar 8 oameni printre cei 235 de milioane de oameni. Deci o altă asemănare, numărul mic de credincioși în raport cu numărul mare de oameni care trăiesc nelegiuirea. Și aceasta este o luptă, dragilor. Cum a luptat noi în generația lui, trebuie să luptăm și noi în generația noastră. Dintre toți oamenii aceștia, singurul care se ridică la apelul lui Dumnezeu este Noe. Și Noe începe să construiască o corabie, dar înainte să construiască o corabie, Noe a construit un caracter, dragilor. Noe a construit o familie. Și vedeți asemănările între generația noastră și generația lui Noe sunt cât se poate de clare. Deci cei nelegiuiți îi depășeau cu mult pe cei evlavioși, ceea ce a permis
creșterea păcatului și a răului într-un ritm uluitor. Și revin în dimineața aceasta în atenția dumneavoastră cu problema celor mai mulți în vremurile din urmă. Și aici sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzale și mulți sunt cei ce intră pe ea. Mulți îmi vor zice, ascultați, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe semne în numele Tău, plecați de la mine, le spune Domnul Hristos, niciodată nu v-am aprobat, niciodată nu v-am recunoscut ca fiind ai mei. Tot așa, cei din urmă vor fi cei din tâi și cei din tâi vor fi cei, pentru că mulți sunt chemați și puțini sunt aleși, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor înșela pe mulți din nefericire. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții, se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și ascultați, și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai puțini, dragostea celor mai mulți, oamenii vor deveni indiferenți. Sunt situații în care auzim de păcate cumplite și ăsta e un termometru pentru noi spiritual să ne dăm seama dacă suntem bine, dragilor. Auzim de păcate cumplite și mulți dintre noi spun, nu-i nimic. Păcate chiar în cadrul bisericii. Dragostea noastră față de adevărul lui Hristos și de Hristos s-a răcit. Dumnezeu ne cheamă la neprihănire, la sfințirea vieții. Se vor scula mulți proroci mincinoși. Nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă, căci mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum, ascultați ce spune Pavel plângând. Sunt mulți care se poartă ca vrășmași ai crucii lui Hristos. Mulți, dragilor, mulți, în raport cu cei puțini. În adevăr, mai ales printre cei tăiați împrejur, sunt mulți nesupuși, flecari și amăgitori. Mulți vor urma în destrăbălările lor. Ce cumplit! Și din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău. Copilașilor, este ceasul cel de pe urmă. Și după cum ați auzit, care să vină anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști. Ultima asemănare este cea care ne ridică la grad de responsabilitate. Dincolo de toată corupția, violența, distrugerea din generația lui Noe, zilele lui Noe au fost și zile de mărturisire. Zilele lui Noe au fost zile de mărturisire. Dacă n-a cruțat el lumea veche, ci a scăpat pe noi, acest propovăduitor a predicat cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi. Cu fiecare copac tăiat, Noe propovăduia judecata lui Dumnezeu. Noe construia o corabie de salvare. Noe vorbea despre Dumnezeu în fiecare zi. Era ridiculizat, pentru că acolo nu erau ape navigabile, unde el a început să construiască corabia. Și oamenii s-au uitat la el și au zis, ăsta-i nebun! Ăștia sunt nebuni că în secolul 21 mai au astfel de convingeri învechite, nefolositoare. Oamenii sunt nebuni. Dragilor, cele mai mari campanii de evangelizare se fac în generația noastră. De la un pol la altul, de pe un continent pe alt continent, prin mass media, evangeliști de marcă, oameni deosebiți care merg pretutindeni și predică Evanghelia. Generația lui Noe, zilele lui Noe au fost marcate și de mărturisire și de propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu, cum și în generația noastră există oameni care mărturisesc pe Dumnezeu. Să știți că relatarea Marelui Potop este una care spune atât povestea unei mari mânii cât și a unei mari îndurări. Pentru că Dumnezeu s-a îndurat de generația aceasta. Dumnezeu i-a spus lui Enoch că judecata avea să vină, iar el i-a avertizat pe oameni. Găsim asta în Iuda 14:15. De asemenea, Metusala, fiul lui Enoch, s-a născut în anul 687 și a trăit 969 de ani. A murit în anul 1656, tocmai în anul în care a venit potopul. Cu alte cuvinte, Dumnezeu i-a oferit lumii stricate 969 de ani de har, iar ultimii 120 de ani din acea perioadă, Noe a predicat și a pregătit corabia. Astăzi, Dumnezeu ne avertizează că judecata este gata să vină. O mulțime de oameni propovăduiesc Evanghelia. Dragilor, vreau să vă spun că sunetele distracției din generația lui Noe s-au stins cu primii stropi
de ploaie. Toată distracția lor a fost tulburată, chiar și în filmul acesta de la Hollywood, când cel mai rău dintre ei vede primul strop de ploaie deja se ia la ceartă cu Dumnezeu și îl insultă pe Dumnezeu. Distracția oamenilor de astăzi va fi stricată în curând. Vă invit cu respect să vă ridicați. În rutină se învârte întregul pământ, prin orașe, prin sate, pe drumuri. Zi și noapte răsună sirene în vânt, iute trec avioane și trenuri. Camioanele gem încărcate din plin, trec mașinile mici cu viteză, iar corăbii pe mări se tot duc și tot vin, mărginind continente în faleză. Miliarde de oameni ca prin furnicar fug mânați de o goană de șartă, dar din toți ce se avântă și aleargă în zadar pe Iisus, oare cine l-așteaptă? Multe țări pe pământ sunt în prag de război, iar pe alocuri sunt lupte grozave. Frați cu frați se ucid și se aruncă în noroi, lăsând urme în crimele grave. Președinții își strâng tot mai mult armament, pregătesc tot mai multă armată. E un semn că sfârșitul veni va stringent. Pe Iisus, oare cine l-așteaptă? Tot mai des noutăți îngrozite se aud despre toate urgiile lumii, inundații cu tremure bat tot mai mult. Sunt spăimânte pe toți pământenii. Uragane, incendii și secete mari spun ceva, dar puțin se deșteaptă. Întrebarea rămâne, nu auzi? Nu tresari? Pe Iisus, oare cine l-așteaptă? Pandemiile își trag coasa peste lor, peste mulți. Lumea e plină de boli și durere. Plâng în pumni, în spitale, copii și adulți se înmulțesc și morminte în tăcere. Calitatea de hrană ne scade vădit. Bem din apă tot mai poluată. Omenirea nu vrea, dar suntem la sfârșit. Pe Iisus, cineva îl așteaptă? Mii de oameni mor zilnic de foame cumplit. N-au nici pâine pe masă, o seamă, zac ligniți, prinși de mult pe pământ. Pruncii plâng, n-au nici lapte de mamă. Zi de zi alimentele se tot scumpesc, sărăcia ne bate la poartă. Mulți tânjesc că-s flămânzi și că multe lipsesc. Pe Iisus însă, cine l-așteaptă? Degradarea morală s-a tot întețit, iar desfrâul ia locul rușinii. Ei sunt demonii care destramă grăbit curăția și cinstea din inim. Stricăciunea ajunge la culme, hidos, iar Sodoma e cetatea întrebată. Dar răspundeți, vă rog, că-și vă întreb serios, câți din ei pe Iisus îl așteaptă? Am ajuns să trăim vremuri grele de tot, pretutindeni e zgomot de lanțuri. Vai câți robi, toți în vorbe și în fapte, își scot zângănit de păcate și patim. Lăcomia, mândria, minciuna își strâng pentru iad o recoltă bogată. Din cei trași în prăpăd, unii râd, alții plâng. Pe Iisus, mulți din ei îl așteaptă? Omenirea e tulbure de învățături, de profeți ce întunecă mintea. Mai toți neagă cuvântul lăsat în scripturi și în biserici la uși bate moartea. Lepădarea credinței marchează un semn că sfârșitul ne vine îndată. Păgânismul asaltă creștinii nedemni. Că din toți pe Iisus îl așteaptă? Câți din toți pe Iisus îl așteaptă? Omenirea, pământul curând va pieri. E sfârșitul și în semne se arată. Nu e mult? Nu e mult și Iisus va veni, iar cu El va veni și răsplata. Am ajuns să trăim veacul de apoi, cel de apoi, despre care spuneau și profeții. Cine strigă azi, Iisus, ai milă de noi, izbăvește-ne din gura morții. Necredința va pierde năprasnic pe mulți, dar nu toți vor avea așa soartă. Credincioșii așteaptă să vină Iisus ca să-i ducă în lumea cealaltă. În curând vom vedea raiul lui Dumnezeu. Va veni clipa cea minunată. Pregătește-te, frate. Veghează mereu, Maranata, El vine, așteaptă-L. Să vină echipa de închinare. Dragilor, întrebarea mea pe care o adresez bisericii și tuturor celor prezenți. Suntem toți la bord în dimineața aceasta? Suntem toți în corabie? Nu vor mai veni strop de ploaie, ci strop de foc peste pământul acesta. Se fac cele mai mari campanii de evangelizare, inclusiv în dimineața aceasta. Dumnezeu a făcut apel în dragostea Lui către conștiința noastră.
să ne găsească pe toți la bord, să ne găsească pe toți în corabie, corabia mântuirii. Dragilor, în ultimii 2000 de ani, lumea a văzut semne și evenimente cum ar fi războaie, cutremuri, ciumi, dar generația noastră a experimentat mai mult împlinirea profeției biblice decât în ultimii 2000 de ani la un loc. Ce mai așteptăm? Ce mai vrem să vedem? Hristos vine! În dimineața aceasta sunt aici străjeri care strigă: vine Domnul! Să ne găsească pe toți la bord, în corabie, mântuiți prin Iisus Hristos. Să cântăm împreună.